pentru vărsător săptămâna 14-20 iunie 2021. Îl are pe Mercur în casa creativității, acolo unde există și copiii, și iubirile, și speculațiile financiare, dar acolo se află Mercur totuși într-un mers retrograd. Vă permite să reevaluați aspecte care țin de această casă, să vă reproiectați planurile, să găsiți soluția acolo unde părea că nu aveți soluție. Marte se află în casa contractelor, a asocierilor, a dușmăniilor, acolo unde aveți și procese și căsătoria și este în trigonocrație. vă permite să vă canalizați energia în sensuri demne, generoase, nobile, totuși această trigonocrație vă permite să aveți inclinația către creativitate, către risc și aventură. Vă permite, de asemenea, finalul de săptămână, trigonul soarelui cu Jupiter, începând cu 20 iunie, să arătați creativitate, să, atrat, să fiți atrași de hobby-uri, să vă fiți preocupați de zona sentimentală, de speculații financiare, lucru care țin de maturitate, de împlinire, de idei și inițiative fericite, relații de familie agreabile, iar din punctul de vedere al sănătății E o perioadă care va aduce un plus de vitalitate.